În credința populară, în lunea de după Duminica Tomei, se sărbătorește Paștele Blajinilor, cunoscuți și sub numele de Rohmani în folclor. Astăzi, pentru ce sunteți prezent aici? Păi este ziua morților. Se face pomenirea morților o dată pe an, care este Paștele lor, Paștele Blajinilor. De aici încolo, deci se pot face parastase și trebuie să ne gândim și la cei morți, nu numai la cei vii. Paștele celor adormiți și în memoria lor venim să ne aducem aminte de durerea care avem. Comemorăm pe cei adormiți, Paștele Blajinilor. E o sărbătoare care se ține, o sărbătoare ortodoxă care se ține în fiecare an după prima lună din săptămâna luminată. Venim la cimitir, tămâiem, dăm ieftenii la mormânt, adevărat, ne rugăm pentru cei adormiți. Obișnuiți să faceți acest lucru an de an? Da, de când am ieșit la pensie, da. Și cu ce pregătiți pentru această zi? În primul rând, colivă, care asta este baza pomenirii, colivă. Se face vinul, care neapărat este sângele Domnului și trebuie să însoțească colivă, ca să fie pomeniți, cel puțin în ziua asta, da? De obicei se fac parastase pentru pomenirea lor. Este un moment pentru a le aduce și lor o mulțumire pentru ceea ce au făcut pentru noi și să și transmitem copiilor noștri să procedeze la fel. Le împărtășim această tradiție care așa s-a pomenit și așa trebuie să fie până fiecare când ne vine rândul să ținem această tradiție. Fiecare an și de fiecare sărbătoare trebuie părinții. Să părinții. Sărbătoarea aceasta poartă numele de Paștele celor adormiți sau Paștele Blajinilor în tradiția noastră populară. Nu este o sărbătoare cu cruce roșie în calendar, dacă vă uitați, dar s-a păstrat tradiția și mai ales în special în zona noastră aici în Bărăgan să se prăznuiască după Duminica Tomei, să se prăznuiască morții, să fie pomeniți morții, strămoșii, moșii, părinții noștri care nu mai sunt în lumea aceasta și cărora le purtăm o veșnică recunoștință. De aceea, după Duminica lui Toma, credincioșii vin în cimitire pentru a aduce lumânări, a prinde lumânări, pentru a aduce colivă și, de asemenea, preotul vine și le slujește mormintele. Dumnezeu duplu și-a tot trupul care călca moartea și pe diavolul ai surpașului viață mentală. Însuși, Doamne, odihnește și sufletele adormiți, Dumnezeu, mai Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Blajinii sunt considerați printre primii oameni de pe pământ. În această zi, oamenii merg la cimitire aducând de pomană ouă roșii, pască și cozonac și decorând mormintele cu flori.